Salutări și bine ai venit la un nou tutorial Fata cu flori de hârtie. Astăzi vom folosi o foarfecă, un ac de quilling și un lipici ca să creăm 3 modele de flori. Să începem! Avem o coală A4 pe care o împăturim pe lung, pe mijloc și apoi fiecare secțiune încă o dată împăturită pe mijloc. Luăm foarfeca și tăiem pe mijloc, pe centrul paginii A4, ca să îndepărtăm una dintre secțiuni. Luăm foarfeca, tăiem această secțiune pe centru. Ok, în acest moment avem 2 secțiuni împăturite în lungime A4. Primul model. Vom întoarce fâșia împăturită cu partea împăturită în jos. Tăiem un pic și apoi tăiem oblic, franjurăm practic toată lungimea paginii. Pe cealaltă fâșie o vom lua și vom tăia din nou, tot pe partea împăturită, tot oblic. Și acum avem 2 bucăți de hârtie, ambele sunt tăiate oblic. Dacă aveți o pensetă, puteți să folosiți penseta în locul acului de quilling. Ok, prima fâșie. Vom lua penseta și vom începe să rulăm spre interior. Pe măsură ce rulăm pe pensetă, floarea va deveni mai lungă, atât ce a ieșit. Ok, modelul numărul 2 de floare. Pe cealaltă am împăturit-o într-o direcție, iar pe aceasta vom împături în direcția opusă. Vom folosi acul de quilling și vom avea grijă ca hârtia să nu se deplaseze în jos, rulându-se la același nivel. Vedeți diferența? Și acum vom face modelul numărul 3. Luăm bucata de A4 care ne-a rămas, împăturim și pe aceasta exact cum am împăturit și pentru celelalte 2 flori. Vom tăia pe mijloc ca să obținem o secțiune. O îndreptăm, luăm foarfeca și începem să tăiem. De data asta nu vom tăia pe partea împăturită, vom tăia pe margini și vom franjura drept.
Puteți să folosiți acul de cuiling sau o pensetă, eu folosesc penseta pentru că mi-este mai ușor. Începem să rulăm, o rulăm drept, la același nivel. Lipim. Și acum o modelăm. Acum le vom adăuga verde ca să pară mai mult a flori, practic este teaca. Vom înfășura un lanț într-un disc foarte strâns și apoi o altă bucată de fâșie direct pe floare. Și atât cum arată. Putem să îi dăm o tunsoare ca să pară mai egală. Și așa puteți să faceți popădii, puteți să faceți chiar și un fel de garofiță. Cu cât sunt franjurile mai egale și mai subțiri, cu atât o să arate mai interesant. Acum vom face teaca pentru floarea înaltă. Voi folosi din nou o fâșie de hârtie. Este destul de groasă. Voi adânci, pun lipici și apoi bag direct teaca florii. Și asta a fost. Mulțumesc că v-ați uitat! Și ne vedem în curând. Like, share, subscribe!